există umor este? Este. Muzică bună este? Este. Actori mari este? Este. Adică nu este, sunt. Fast este? Este. Balet este? Este. Cu fete frumoase și costume elegante? Este. Adică sunt. Cenzură este? Nu este. Mai bine a fost cândva. Da, dar zic unii că e vulgară și că strică educațiunea, iar cupletul bună oară denigrează națiunea. Criticii acerbi insistă că e jignire, adică ce se spune la revistă nu că trece, mai mult strică. Dar din multe rele ce a produs revista, câtorva din ele vă propunem lista. Dacă polițiștii fură un vagon de cocaină, eu declar sunt în măsură, doar revista e de vină. Cele mai frumoase șlagere, anii 60-70, tot în aceeași atmosferă vă invit să rămânem și cu următoarea melodie, Of, inimioară. De ce mi se pare că noaptea e mare și drumul-i lung, morții de veche, și peste poate și atunci s-o coate. Avem întâlnire cu dumneata. Oh, așa mulți? Dar și aici, dragă, Ministerul Poștelor. Numai la prostiție gândul. Dânsii sunt spectatori. Oh, adică dânsii doar se uită. Și cine activează? Măi, nebună ești. Nici nu ți s-a vindecat bine locul și ți s-a pus pata. Am uitat să vă spun, dragi prieteni, că noi două tocmai ne-am făcut operație de schimbare de sex. Nu, nu între noi, nu. Ce-am pierdut în lungime, am câștigat în adâncime. La mine te referi că la tine a fost chinul dracului până au găsit doctorii locul. Important este că au reușit. Uite, luna trecută mi-a tremurat sufletul. De ce? Dacă am rămas. Eu dacă rămân, îl las. Fosta mea nevastă mi-a făcut doi. O să-i fac și eu unul că am rămas bune prietene. Să știi că soțul meu mă ferește. Dormim în camere separate. Așa? Da, dragă. Și dacă îi se face poftă. Așa? Mă fluieră. Cum?
ducea la camera lui. Așa? Și-l întreb. M-ai fluierat? Da. Da. Super. Traumatismul, da, da. Bine că am scăpat din lucrurile în plus. Da, da, da. Auzi? Unde mai lucrezi? Acum. O femeie se mai descurcă? Nu ca atunci când eram bărbați. Noi munceam, noi plăteam. Așa e. Și n-ai găsit tu ceva pe termen lung? Pe termen lung? Da. Păi tu n-ai văzut cum sună anunțurile? Nu. Caut tânără frumoasă, deșteaptă, inteligentă, limbi străine, obligatoriu anticoncepționale. Păi dă și tu anunțul tău, dragă. Cum? Păi tânără! Etc. etc. Caut căsătorie? Aștept Somalia! După ce a ieșit la alegeri, marinarul jucător.
care te-ai uitat la televizor, m-ai văzut pe litoral, la Neptun, la restaurant, când am cântat Foaie Verde Borangic de Pirando din Buric. Sărterață, dumneavoastră era căzut pe ciuci și ținea din palme ritmul buricelor. Lui doamna blondă, favorita lui Duns, nu i-am cântat. Mă era tot timpul călare. Pe cal, pe bicicletă, pe șalupă, pe gondolă. Ultima paranghinie politică la care m-am produs a fost la alegerile de președinte cu domnul Gioana. Regie mare. Când a ieșea la vot, intra la șampanie fanfara de la Dăbuleni cu o de bucurie și eu la clătite. Cât de jos? 2 metri, sau mă rog, cât comandă beneficiarul.